Morning Glory, Morning Glory, prefăcuți sunt toți actorii. Și bonjurică, bonjurică, uite cum ne bucurăm noi să-i spunem bună dimineața, dar bineînțeles și cu același entuziasm să-i spunem la revedere domnului nostru regizor Emanuel Pârvu. Aveți 5 minute? Pârvule, vorbește încet. Da. Aveți 5 minute să stăm de vorbă despre... Da, bineînțeles, dar bineînțeles. Ne bucurăm că ești aici și ne bucurăm că filmul tău are succes la festivaluri. Mulțumesc frumos. Dar... Știi, are succes, dar în România nu a avut succes pentru că abia astăzi intră în cinematografe. În România publicul încă nu l-a văzut, da. De ce n-a avut succes are... filmul lui Emanuel Pârvu în România? Pentru că n-a intrat pentru în cinematografe. Pentru că n-a intrat în cinematografe, dar începând de astăzi în toată rețeaua Cinema City distribuit de Independența Film, filmul nostru 3 km până la capătul asta lumii. Asta trebuie să intră... luăm așa, să facem un concurs, să vedem cum se numește. Cel mai recent, nu ultimul film, cel mai recent. Cel mai recent, exact. Film al domnului nostru Emanuel Pârvu. Acum, te felicit, ai avut o campanie foarte bună. Am văzut-o și pe aia cu ce ai spune despre mine, dacă ți-aș... Te mi-ai uitat la fel la, la mine? Da. Dacă ți-aș spune că... Da, dacă ți-aș spune că... Nu știu. Da. Reciclez, de exemplu, în cazul meu. Cred că te-aș mai privi la fel dacă aș ști că reciclezi. Adică da, asta da, da, inclusiv pare... telefoane, inclusiv telefoane. Ar fi foarte interesant ca să ne punem întrebarea asta noi înșine. Băi, m-aș uita la fel la omul ăla dacă aș ști despre el că... Că, da. Și căurile alea pot fi continuate la nesfârșit. Lui Emanuel îi place foarte mult în Delta Dunării, pentru că el este unul dintre oamenii care iubesc foarte mult festivalul Anonimul. Da. E foarte legat de povestea asta, dar e foarte legat de Delta, în orice caz. Foarte legat. Și acolo se petrece acțiunea, într-un loc în care ai zice că nu se întâmplă mare lucru, că oamenii nu pot să nu să aibă trăiri interioare, cum au oamenii din alte filme care se petrec în alte părți. Care se petrec la munte. În bucătărie, de exemplu, sau, știi, în Berceni. Chestiunea cu bucătăria e o discuție foarte veche. Dacă ne uităm la cinematografia rusească, spre exemplu, Moscova nu crede în lacrimi. Să luăm așa la întâmplare un Oscar al cinematografiei rusești. Ultima secvență este cu ea care pune... cu polonicul din ciorbă și stau toți la masă în veșnica bucătărie comunistă și așa, evident, anilor 80, adică nu e o chestie pe care săracul i s-a pus pe umeri lui Corneliu Porumboiu și gata, deodată rămânem la ciorba, veșnica ciorbă. Băi, și n-a dat rețeta. Știi, asta e de fapt marea frustrare a publicului românesc. Bă, rețeta! Știi cum scrie cu majuscule. Așa, filmul se petrece în Delta și e vorba despre o dilemă morală și avem câteva teme care sunt foarte bine subliniate în materie. Serialul tău de prezentare, în primul rând, iubirea necondiționată. Ceva despre care auzim în filme, din ce am văzut eu pe stradă. Hai să vedem care, întrebare și de la ce e tema asta importantă. La mine e o temă recurentă. Toate filmele apare, mi se pare cea mai importantă, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă, cea mai puternică relație de iubire pe care poți să o ai, cea dintre un părinte și un copil. Pentru mine nu există o formă de iubire mai puternică. Indiferent că vorbim de regnul animal, indiferent că vorbim de oameni, relația dintre părinte și copil este, din punctul meu de vedere... Asta pentru cei care au avut părinți animale mitologice și unicorni și... adică... Orice, rinoceri, orice a avut rinocere albi și atunci... Fac o scurtă paranteză nu e cazul meu, eu lucrez cu producătorul Miruna Berescu de la toate trei filmele de la bun început, dar am o discuție foarte, foarte bună despre relația regizorului cu producătorul în această chestie. Un regizor foarte bun, care făcuse niște filme bune, discuta cu producătorul și zicea, doamne, și aici începem cu trei rinocere albi în față la Casa Poporului și producătorul zice, măi, fii atent, deci din câte știu eu sunt doar doi pe planetă, au mai rămas, tu scrie cu trei și o să văd eu dacă ți-aduc un cal la filmare. Bun, bun, foarte bine. Mișto. Mișto. Bun, deci avem dragostea necondiționată. E ceva dragostea la care puteți medita. Și asta vine într-un fel din morala religiei asta. Cum se numește? Că am văzut că e și pe la noi. Da, credința. Credința creștină. Creștină, asta exact. Era.
Asta e, iubește-l pe aproapele tău, chiar, iubește-l pe aproapele chiar dacă tău vine să îl pui pe internet cu telefonul. Iubește-l pe aproapele tău. Din punctul nostru de vedere, scenariul a fost scris de mine și de Miruna, de Miruna și de mine. Aici am zis... Ne hotărâm? Păi ne hotărâm că, în general, intervențiile au fost... Intervențiile Mirunei pe scenariu au fost foarte puternice. În sensul că nu avem bani pentru scena asta, nu avem bani pentru scena asta și de... Nu, din punct de vedere scenaristic... Unde am putea să filmăm ieftin? În Delta. Stuf. Mult stuf. Stuf gratis. Nu, din punct... Sunt două chestiuni. Din punct... Au fost foarte puternice din punctul ăsta de vedere. Iar în Delta... Cargă lungi, panoramări. Nu e deloc... Pescari. Nu e deloc... În Delta, din păcate, pentru noi, în momentul în care intri pe apă, nu e deloc ieftin. Nu e ieftin? Nu, în momentul în care intri pe apă, deloc iese. Am hidrobicicleta mea, sunt pionier. Da. Pionier al cinematografiei. Așa, da. Dar, bun, avem odată și credința. Pentru că, na, poporul credința credincios... Și iubirea. Da, dar nu iubește decât pe aia care merită poporul, din ce am văzut eu. Din ce am văzut. Care adică merită să te iubesc. Ești aici ca mine, merită să te iubesc. Ești diferit, dragi... Dumnezeu să te aibă în pază. Și să te ferească de noi, credincioși. Este o dezbatere. Cred că filmul nu... Este o dezbatere foarte lungă și cred că mi-aș dori multă lume să-l vadă cu părinții. Adică sunt indiferent că... Și eu l-am văzut cu părinții. Am fost cu mama la cine. Zici și mie să râd și eu. Aplauze pentru viitorul tău spectator. Mulțumesc. Ăsta o să meargă să-ți vadă filmul. Dar Dumnezeu ne-a ajutat. Dumnezeu ne-a ajutat. Ne ascultă niște oameni extraordinari. Și a zis, nu e ieftin pe apă? Să vezi pe alcool. E foarte bine. Deci revenind, intervențiile Mirunei pe scenariu au fost foarte mari și foarte importante și nu din partea producătorului, ci din partea scenaristului, pentru că scenariul s-a modificat foarte mult timp de 4 ani cât a stat el în lucru, 3 ani cât a stat în lucru și producția a fost o producție foarte grea. Repet, că în momentul când intri pe apă, când pleci de pe continent și intri pe apă, lucrurile se schimbă la prețuri. A scăpat ceva în apă? Ferească Dumnezeu să scap ceva în apă, pentru că pe urmă îți vine, mai ales dacă scap ceva tehnic, trebuie să aștepți până a doua zi. Să se usuce. Nu, până-ți vine de la București. Să punem bolul cu orez, dacă este așa. Până-ți vine de la București lucru pe care l-ai scăpat. Vorbim chiar și de un cap. Da. Uite, ascultătorii spun că e posibil ca intervenția Mirunei pe scenariu să fi schimbat chiar și titlul filmului. Inițial se numea 4 km până la sfârșit capătul lumii, dar a fost prea scump. Deci au rămas 3. Mai merge un pic pe jos. Să mai mergem. Acolo mergi cu barca și asta e de fapt foarte frumos. Locul este, conform spuselor lui Jacques-Yves Cousteau, unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa, la Sfântul Gheorghe. Ah, perfect. Așa, bun. Deci e un film care ar putea să creeze dezbatere, ca să nu zic scandal. Sper. Pentru sper că ataci toate locurile comune. Sper din toată inima să creeze discuții, pentru că cred că sunt niște dezbateri, am zis. Dezbateri în momentul în care eu te iubesc pe tine, dar... Aia nu mai e dezbatere. Ăla e bullying. Nu știm exact ce e, dar sigur iubirea prin definiție e necondiționată. Și atunci, prin simpla e definiție. Tu crezi că iubirea duce la înțelegerea celui din fața ta? Nu, n-are cum. Ori faci ca mine, iubire. Eu te-am făcut, eu te omor. Exact. Asta înseamnă iubire. Spune și un personaj din film, eu l-am făcut și eu l-omor. Da. Exact asta spune, eu l-am făcut și eu l-omor, dar iubire, nu pune nimeni noi. Mâna pe el. Da? Deci dacă faci altfel decât mine, ești un dobitoc. Da, cred că e o discuție importantă, mai ales când vorbim despre relația părinte-copil. Și când ceva depășește puterea noastră de înțelegere, atunci cum reacționăm? Din instinct. Dar instinctul, copilul nu se naște cu instinct. Copilul își formează instinctul. Noi nu ne naștem cu instincte. Și atunci noi pui mâna spre foc și copilul trage mâna. Că așa și încep instinctul de conservare și toate celelalte. Da. În momentul în care vorbim despre reacția unui om de 50 de ani la ceva,
dorința mea e să văd de ce instinctul, ce din trecutul tău, ce din trecutul tău emoțional, ce din experiența ta emoțională te-a făcut să ajungi în forma asta de o scârbă. O, să fie așa. Da. Nu neapărat. Oamenii care, un lucru, un gest, o faptă, o orientare, orice opțiune a unui om de lângă pe care depășește puterea noastră de înțelegere, a trebuit tratată cu dialog din punctul meu de vedere. Te referi cumva la homosexualitate? Nu, mă refer chiar la orientarea chiar la persoanele din comunitatea LGBT. O, Doamne sfinte, ce film e ăsta? iarăși avem gay la cinematograf? Nu este iarăși, este o discuție despre, și chiar am avut aseară o discuție cu un critic de film din România, care a zis... Asta e o știre. Asta e o știere, aseară, într-adevăr. Avem un critic de film în România. Avem mai mulți critici de film. Să așteptăm să scrie. Avem mai mulți critici de film în România. Am avut aseară o discuție cu un critic de film în România care mi-a zis, băi, îmi pare bine că a insistat să mă duc să-l văd, pentru că aveam o reticență. Aveam o reticență față de subiect, am o reticență față de propaganda, am o reticență față de primele tale două filme, în fine, hai să te ajungem. Am o reticență față de toată chestia. Și am zis, te rog frumos, hai să du-te să-l vezi și să vorbim după. E o chestiune pe care am luat niște și mi-am păstrat niște print screen-uri, mi-am luat niște valuri de hate foarte multe de la oameni și cred că știi ce înseamnă asta. Oh! Oh, da! Mi-a povestit un prieten, da. Și mie. Pentru că există această chestie. Cu ce? Cu LGBT. Aoleu, să fie. Tu, ferească Dumnezeu. Ferească. Deci, hai să vedem cine o să îți trimită gânduri bune. Avem o dată cei care cred că iubirea necondiționată înseamnă eu te-am făcut, eu te omor. Deci cam toată lumea. Cei care practică, nu-i așa, credința am ortodoxă. Am frigiderul gol, acasă aștept toate gândurile bune. Cumpără-ți și lăs frigorifice, că o să ai nevoie. Avem credința, da, avem instituțiile acestei... O, Doamne! Așa să o numim credințe, da? O, Doamne! Deci, biserica. După aia avem autoritățile, care și astea ies puțin ciufulite din... Nu cred că este nimeni ciufulit. Cred corupție? Că pur și simplu sunt perspective. O, Doamne, nu mai pronunța așa ceva. Doamne, pedeapsă? Pedeapsa înseamnă internet. Pedeapsa suntem noi pentru ceilalți. Cred pur și simplu că mie nu-mi place să dau verdicte și nu-mi place utilizator, pedepsitorul. Nu, îmi place să dau perspective și să las libertatea spectatorului să decide. Vrei să distrugi societatea asta, vrei să distrugi familia, vrei să distrugi tot ce avem noi sfânt de la Mihai Viteazu. Încoace. Și cel mai important, se înjură în film? Că asta contează. Da, chiar. Nu. Nu? Nu. Nu se înjură. Uite, vezi că s-ar putea să nu-și pună pe toată lumea în cap. Nu se înjură în film. Există o urmă de speranță. Nu înseamnă că dacă nu se înjură în film, nu se înjură după există film. Există niște cuvinte. Există niște cuvinte, într-adevăr, pe care nu dau seama. Nu cred că am voie să le spun aici. Nu. Doamne, suntem la radio. Doamne, ferește. Doamne, ferește, suntem la radio. Ce rahat mai spui? În care... că atunci când ți se ia declarație, ăla din fața ta începe și zice și face așa. Și ăla care scria mai mic în grad decât șeful de post zice să scriu așa, că să... să scriu așa. Și atunci evident că e un val de râs în toată sala, dar cred că lucrurile așa stau. Și e și o discuție cu vaccinul acolo. Mergeți să vedeți neapărat filmul. Mergeți să vedeți și trimiteți-i pe toți cei care credeți că merită să vadă acest film. În general, vaccinul spune 5 antene, mi-a băgat Bill Gates antene 5G și gays. Da. Asta. Bun, deci e un film orientare. Nu neapărat de acțiune, dar o să creeze un pic de acțiune. Eu sper să creeze mult tumult, sper să creeze mult tumult interior și multe întrebări după, mai ales nu are nimeni întrebări. Noi nu avem decât o revistă care se numește Dilema. Atât. Și conform lozincii de la IMGB, noi muncim, noi nu gândim. Da. Ce să zic? USR face ordine. Mi-a spus un prieten foarte apropiat. Băi, bravo, mă bucur foarte mult de filmul ăsta, e foarte bun. Ți-a ieșit un film userist. Înseamnă că sunt și trotinete în Delta? Nu sunt trotinete, sunt tuk-tukuri electrice. Da,
Le-am văzut. Sunt trotinete, sunt tuk-tuk-uri, da, electrice, pentru că e rezervație, gradul zero și nu ai voie să... Asta, bă, omul să vorbească. Hai că încep să-mi o iau. Da. Gay și ciorbă în același film, întreabă cineva. O, Doamne! Doamne, ferește! Bă, dar măcar dai rețeta. Să știi, o să rețetă știi de nu, borș tradițională. Rețetă... Păi până la sfârșit în film, nu, la noi nu mănâncă nimeni ciorbă, mănâncă se icre. Ia apă cu motorină din Dunăre. Nu, la noi, mănâncă icre. Icre? Icre și, icre și, nu știu, și niște pește murat. Bun. Da. Rețeta? Rețeta, am înțeles. Într-o... Ne vedem după premieră și mergeți de astăzi să vedeți. De astăzi, kilometri... de astăzi 3 km până la capătul lumii. Varianta, evident, cenzurată, inițial se numea 5 km până... Noi ne bucurăm foarte mult de parcursul internațional pe care îl are filmul. Este propunerea oficială a României pentru Oscar, pentru Oscarul 2025. Oh, bravo, n-am știut. Da, este... Felicită. Mulțumim. Poate scăpăm și de vize până atunci. Mergem tot să huiduim acolo. Exact. Wow! Cu peștele și cu ciorba ta. Wow! Coldplay! Exact. Coldplay! Este... A fost filmul de, din anul ăsta, din competiția de la Cannes. Va fi prezentat miercuri la BFI, la British Film Institute. Bă, nu erau. Bravo. Miercuri, pentru asta, bravo, bravo, bravo. 16. Asta înseamnă prestigiu. Da, e o, e o bucurie, merge foarte, e foarte apreciat la toate festivalurile, la festivalurile din străinătate și acolo dezbaterile sunt foarte, este împreună cu anul nou care n-a fost, în cele două filme nici nu-mi dau seama de când a mai fost România reprezentată la European Film Academy de două filme. Bun, și este, cred că este cel mai bun an pentru cinematografia românească de foarte mult timp. Adică am avut prezențe săptămâna mare la Berlin. Spirit liber. Da, spirit liber. A fost, deci, România a fost reprezentată la Berlin, la Cannes, la Veneția, la Toronto. Deci a fost un an senzațional pentru cinematografia românească. Hai, ține sus munca bună, cum se zice pe la ține noi. Ține sus munca bună, da. Mulțumim, da, da, Emanuel Pârvu, bravo Miruna Berescu, bravo echipei și ținem pumnii să, da, să fie primit, ca să, să zic. Fie primit, ca să cum zic, se spune așa. Să de astăzi așa. În cinematografie, 3 km până la capătul lumii, în toată rețeaua Cinema City și pe lângă și chiar aștept multe. Pe pagina filmului, pe Facebook, pe Instagram, 3 km dezbateri până la capătul lumii. Că putem, nu din alealte. Putem să facem dezbateri și am și primit ieri sodomie, domne! Și... da, da, e sodomie, nu ție. Da. Și să vedem, să avem dezbateri despre suflet. Da. Sau, fiind vorba despre film, e vorba de sodomia Farrow. Ca să... Eu cred, din punctul meu de vedere, dacă ne îndreptăm în direcția asta, sunt multe lucruri de dezbătut acolo și, din punctul meu de vedere, suntem la 3 km de capătul lumii, într-adevăr, dacă, acum vorbind foarte serios, sunt multe lucruri care merită luate în discuție. Și cred că dialogul, bunătatea, principiile, libertatea, ascultarea, toleranța, ascultarea, lucrurile, hai să, da, să ne ascultăm unii pe alții, cred că sunt dezbateri în momentul în care vorbim despre iubire. Da, sunt perfect de acord, Doamne ajută să se schimbe lucrurile astea, cu siguranță se vor schimba, dar probabil foarte încet, dar până un alt an înseamnă că trebuie să abandonezi cauza și perspectiva, da, așa că da, da, vă mulțumim și baftă, mulțumim, Emanuel. Să și... avem, să fie și la cât să ne vedem în cinema, da, și cu păreri după aia. Aia zic, cu păreri argumentate. Nu păreri din Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca chiorii.